Prima activitate din cadrul celei mai mari campanii de accesibilizare a pârtiilor din România pentru persoanele cu dizabilități, derulată de asociația Kayak Smile și Oamenii cu Dizabilități își doresc să schieze, se desfășoară până pe 26 ianuarie pe pârtiile Veverița și Parc din Vatra Dornei. Reprezentanții asociației vor fi prezenți în fiecare zi între orele 10 și 17, pregătiți să-i inițieze în acest sport pe oamenii speciali care li se vor alătura. Aceștia vor avea la dispoziție mai multe monoschiuri, dispozitive special create pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, cu ajutorul cărora se vor bucura de independență pe pârtie. Asociațiile persoanelor cu dizabilități din regiune sunt invitate să încurajeze pe beneficiarii lor să participe la activitățile special concepute pentru ei pe pârtiile Veverița și Parc din Vatra Dornei. Nu este nevoie de înscriere sau programare pentru încercarea monoschiurilor. Am început campania noastră de accesibilizare a pârtilor și suntem astăzi la Vatra Dornei, unde urmează câteva zile în care vom plimba persoane cu dizabilități din toată zona Moldovei, vor veni. Și mai avem un eveniment foarte frumos, suntem aici cu cei trei băieți de la noi care sunt membri CAEXMIL, care fac cursul de monitor cu cei de la Euroski. Vor fi primii monitori cu dizabilități din România. Câte persoane sunt în acest moment la cursuri? La curs aici sunt 25, dacă bine am auzit. Și de unde? 25 de persoane, din care din toată țara, au venit să facă monitori, ca după aia să se răspundească și să predea aceste lecții mai departe. Și din 25, 3 sunt băieții noștri care sunt în scaun. Este un proiect prin care ne dorim să accesibilizăm 10 pârtii din România cu astfel de scaune, ca toți cei 858.000 de persoane cu dizabilități să se bucure de o țară cu pârtii adaptate special pentru ei. Noi suntem și pe pârtia Parc și pe pârtia Veverița, când cum, și oricum sunt una lângă cealaltă, ei ne pot vedea că suntem cu maiurile verzi pe care scrie Kayak Smile și suntem de la ora 11 până la ora 5, stăm aici și așteptăm să-i plimbăm, să coborâm, să le oferim o senzație unică de a aluneca pe zăpadă. Mirela Retegan și Gașca Zurli vor fi și ei pe pârtie în intervalul 21-23 ianuarie, ca să încurajeze pe oamenii speciali care doresc să învețe să schieze. Ei au venit să ne susțină, pentru că de la început Mirela, am luat contact cu Mirela și am rugat-o să mă sprijin în acest proiect, pentru că e un proiect la nivel național și aveam nevoie de tot sprijinul din această țară și a fost foarte deschisă și a venit alături de mine și a zis de la început, hai că te ajut, hai că va fi un real succes. I-a plăcut foarte mult proiectul și am și reușit. În o lună jumate am reușit să obținem și scaunele și să începem acțiunea de accesibilizare. Următoarele opriri ale găștii Kayak Smile, cu tot cu monoschiurile de test, vor fi pe pârtia Feleacu din județul Cluj și Poiana Brașov. Apoi vine rândul, conform unui program, ce urmează să fie anunțat în presă și postat pe pagina de Facebook Kayak Smile tuturor pârtiilor din România, printre care Cavnic, Mărișel, Muntele Mic, Cheile Grădiștei, Întorsura Buzăului, Durău, Câmpulul Moldovenesc, Predeal. Vă așteptăm la domnii cu mare drag și ne dorim ca toate persoanele cu dizabilități să aprinde aceste zile care ne suntem aici și să vină alături de noi, să se bucure de această experiență și de alunecarea pe zăpadă.